Stay for a minute. Stay there for a minute, please. Okay. Ah, that's okay. Okay, okay, okay. Sure. Să mă plăcesc. Vorbiți limba română puțin? Engleză? You know it's a Romanian tradition. Yes. Welcome the foreign guest. With bread and salt. Yeah. Yeah. Okay. Da? Pro. Oi, Gelo, você não explica este ismo? Noi suntem bucuroși de oaspe, nu vă faceți probleme. N-am semnit. Nici nu-i mult. Adică n-am semnit. N-am semnit. Bă, așa. Că eu am venit. Nu poate asta la. Thank you.
Thank you.
Da? Suntem la față. Ne așezați, așa asta, suntem ascultători. Haideți, da? Haideți aici. Mai mai trage o scaună, dacă plecăm acasă. Noi aseară am fost atacă, vă că știu că nu știu, dar acum că nu recunoaște.
Promite că la următoarea întâlnire mă vom vină la următoare. La următoare. La următoare. Okay. La următoare. Denn das, was ich heute gesehen habe, macht mir auf jeden Fall Lust, wiederzukommen und auch Lust, wiederzukommen mit meiner Familie als Tourist und hier die Stadt auch viel besser noch mal kennenzulernen. Ceea ce a văzut astăzi aici o face să, să revină cu siguranță la Moinești și să vină și cu familie. Ich bin erst kurz in Rumänien, aber was ich gelernt habe, ist, dass es, wenn es vor Ort sehr aktive Menschen gibt, die Ideen haben, die Ideen voranbringen wollen, dass dann auch wirklich das funktionieren kann und vom Ort davon sehr profitieren kann. Ich finde es ganz toll zu sehen, wie viele Ideen in der Stadt sind, wie viel Engagement und Verantwortung in der Stadt aufzeigen. Deși este foarte nou, pe puțin timp în România, recunoaște avantajele pe care le are o localitate în care oamenii se implică în, în dezvoltare și în proiect și se vede. Und deswegen wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg mit diesem Projekt und der Stadt weiterhin viel Erfolg mit Ihren Ideen, mit dieser beeindruckenden Vielfalt an Aktionen, die hier passieren. Ich bin mir sicher, dass das Früchte tragen wird. Vă dorește mult, mult succes cu această asociație și să vă puneți ideile în practică, pentru că sunt foarte bune. Și mult succes în continuare. Mulțumim și noi pentru următoarele cuvinte. Dacă de la forum mai dorește cineva, vreau să vă anunț că am împărțit în două în această întâlnire. Prima parte pentru vizita de astăzi a oaspeților noștri, partea a doua legat de asociație și de organizarea noastră a celor care suntem implicați, cele 7 primării implicate în desfășurarea activității acestei asociații. Dacă mai vreți, da, la voastră. Vreau să... E o foarte simplă, mai scurt, da? Noi suntem foarte mulțumiți să ați invitat să vizita dumneavoastră. Și, de fapt, eu nu sunt de la Forum, eu sunt de la Clubul Economic German Moldova și noi vrem să atragem, de fapt, investitori în zona aici și sperăm să doamna Cortemaia aduce odată o delegație în zona, în județ, cu posibil investitor și să întâmplă ceva în direcția asta. Înainte de a sosi aici, într-o oră cât am avut la dispoziție, am vizitat câteva locații din municipiul Moinești împreună cu delegația. Unele cu plus valoare, altele cu minus, să zic așa. Am fost și în acele locații unde au funcționat instalații petroliere, coloane au unul garaje, sunt astăzi clădiri nefolosite. Le-am arătat pentru a iniția doamna și ceilalți obiți județul Bacău, la Moinești, la celelalte orașe și localități care facem parte din Montesa și de ce nu, că avem de afaceri din Germania să ne viziteze zona și să putem încheia parteneriate împreună să dezvoltăm, să dezvoltăm această zonă. Vă mulțumesc încă o dată. Dacă cineva mai dorește, domnul profesor, domnul inginer, da? Eu am fost solicitat în special cu activitatea culturală și să ajut școala și activitățile acestea de educația și dezvoltarea limbii germane în zonă. Cu această ocazie, doamna, am spus ieri câteva lucruri de manuale școlare și a acționat foarte repede cu colega ei de la secția de cultură. Astăzi am primit telefon că ne va sprijini să ajutăm cu manuale liceu și sper că în scurt timp să avem manuale. Deci o punct spus și un punct rezolvat deja. La fel sperăm, am insistat mult pe acest aspect, să găsim un oraș partener, un oraș stațiune din Timișoara, proiectul care știți, domnul Viorel, mai vechi al nostru. Și acum, dacă suntem pregătiți și avem aprobările toate, în sfârșit, putem porni și acest aspect. Dă-ți și s-o ocupat de care trebuie să adresăm și să găsim un oraș partener pentru Daile Moinești. Eu am să aduc contribuția pentru asta. Îmi face plăcere și mă bucur că sunt, să
zic așa, mă consider cetățean al orașului Mâinești. Mulțumim, domnul prezident. Da, așa. Domnul ministru. Da. A povenit numele meu, mult drag, particip astăzi aici și recunosc, dați-mi voie să trec peste lipsa de modestie, că am fost inițiatorul acestor proiecte. A vorbit, că vorbim de Asociația Mopesa, că vorbim de această asociere a localităților, pentru că împreună suntem mai puternici și reprezentăm mult mai mult și avem mai multe de arătat oaspeților noștri și partenerilor noștri, sperăm. Aș vrea să îl rog aici public pe domnul profesor Briț, ca proiectul pe care l-am pornit noi legat de Mâinești, în a identifica un, cel puțin un partener, oraș, stațiune în Germania sau în altă zonă, Austria, zonă de limbă germană, că vorbim de comunitatea germană. Aș vrea să-l rog și împreună să vă rog și pe dumneavoastră și, bineînțeles, și cu, știu eu, sprijinul pe cât posibil al meu din postura în care sunt, de a identifica mai multe, pentru că acum suntem într-o asociație și noi vrem să identificăm parteneri. Sunt convins că acest parteneriat ne va aduce plus valoare atât nouă, cât și, bineînțeles, partenerilor. Așa cum vedeți, sunt proiecte mici, dar proiecte de suflet și când vorbim de suflet, vorbim de oameni. Proiecte care se construiesc în jurul unor oameni deosebiți. Și aș vrea aici să mulțumesc domnului profesor Briț și doamnei profesoare Popa, este aici? Nu este aici, doamna profesoară Popa, care da, este cea care pune mult suflet în activitate pe zona culturală de limbă germană aici în Mâinești și eu sper că nu numai, da? Cu ansamblul de aici, prezent și la Slănic Moldova, de ce nu poate și la Târgu Ocna și așa mai departe. Deci, vă mulțumesc și eu cred că veți reveni cu drag la Mâinești. Da, mulțumesc. Vă rog, domnul viceprimar. Aș vrea și eu să mă alătur în celor spuse de domnul primar și domnul ministru și să revin cu propunerea sau să vă reamintesc intenția noastră și în special a domnului ministru care a fost cu ani în urmă de a introduce limba germană în școlile generale și de a extinde din nou acest proiect pentru că va contribui la o conlucrare și la învățarea limbilor care sunt uzual folosite în comunicare. Și aș propune și partenerilor noștri din Mompesa pentru a extinde și în localitățile din jur pentru această limbă care este destul de greu de învățat, dar foarte frumoasă. Eu vă spun că am învățat-o și în liceu și mi-a prins bine pe parcursul anilor. De aceea insist încă o dată să introducem în anii următori în școlile generale mai mult limba germană. Domnul primar de la Slănic Moldova vrea să spună câteva cuvinte. Să rămână. Bună ziua. Prima dată salutăm bărmusacul mai de la distanță. Noi suntem aici prieteni, primar prieteni, chiar înainte de a fi primar. Bine ați venit în zona noastră, pe teritoriul Asociației Mompesa de data asta, pentru că ăsta este scopul întâlnirii de astăzi. Sigur, Slănic Moldova este o localitate frumoasă și cu istorie, în special pe partea de turism balnear și turism de recreere. Acum ne dorim să fim mai atractivi și pentru asta am extins zona de interes, potențial interes pentru investitori. Suntem aici oameni care știm că dacă ne izolăm, nu putem face atât de mult ca atunci când ne deschidem pe o suprafață mai mare teritorială și, bineînțeles, ca facilități, ca resurse naturale. Avem bucuria să astăzi să fie prima, oficial, prima adunare generală și dumneavoastră faptul că sunteți parte aici și
cu viziuni de dezvoltare economică a localității, este o confirmare pentru noi că putem fi atractivi și că munca noastră de până acum nu a fost în zadar. Eu vă invit să vizitați și Stănic Moldova și cu ocazia asta vă ofer o colecție de ilustrate din localitatea noastră, ilustrate între anii 1890 și 1939, cu speranța că la următoarea vizită o să faceți o trecere și pe la Stănic Moldova. Vă mulțumim și vă asigurăm de deschiderea noastră și de potențialul nostru de a colabora și de a deschide cât mai multe uși pentru investitorii germani. Vă mulțumesc! Da, dacă altcineva mai dorește... Între timp a sosit și domnul primar de la Comuna Zeme și domnul Răzvan, îl salutăm și pe dumneavoastră. Da. Dacă nu o să dau cuvântul doamnei Mădălina Armeanu, cea care este sufletul acestei asociații până în acest moment și cred că și de aici încolo, care va prezenta o scurtă, o... o prezentare succintă a asociației. Dar înainte de a face acest lucru, spunea domnul ministru și la fel și domnul primar Baciu despre faptul că vizita dumneavoastră, intențiile dumneavoastră de a deschide o colaborare cu noi, cu zona noastră, reprezintă o confirmare a faptului că mergem pe drumul cel bun. De asemenea, dați-mi voie să vă citesc o frază care sintetizează foarte bine concluziile Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor de la Bruxelles. ADR-ul din nou a fost sursă de inspirație pentru că e partenerul cel mai de luat în calcul în sensul barometrului de direcție pe care îl reprezintă ei și spun ei că politica de coeziune va exista și după 2020, dar bugetele vor fi mai mici, iar așteptările privind eficiența cheltuirii banilor vor fi mai mari. Trebuie să ne obișnim să utilizăm surse de finanțare combinate, de tip grant plus instrumente financiare. Provocările societale nu pot fi abordate individual de orașe și regiuni, ci în rețele transnaționale. Universitățile trebuie să aibă un rol sporit în conturarea investițiilor viitoare, iar capacitatea administrativă trebuie întărită permanent. Doar câteva din concluziile zilei au fost acestea. Și noi credem că avem universitatea implicată, mulțumim domnului rector al Universității Vasile Alexandrie și reprezentantul Universității Vasile Alexandrie din Bacău, doamna profesor Liliana Topliceanu, pentru faptul că doresc să meargă pe acest drum, în această direcție cu noi. Provocările societare nu pot fi abordate individual, ci doar în rețele. Este exact lucrul pe care îl facem, creăm o rețea. Mai mult decât atât, speranțele noastre vis-a-vis de fondurile europene sunt în continuare cele mari. De aceea am și introdus în agenda noastră o activitate legată de un studiu pe care încercăm să-l demarăm, astfel încât deciziile noastre, concluziile acestui studiu, să ducă la aceea că deciziile pe care le vom lua să fie fundamentate și pe criteriul economiei circulare în zona noastră. Bine, da. Noi, așa. Este asta e prima întâlnire, nu vrem să deranjăm mai departe. Mulțumim. Noi suntem mulțumim pentru invitație și noi trebuie să mergem mai departe, deci ce trebuie să... Și noi vă mulțumim. Da, și noi. Da. Vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag la voi. Da. Thank you.
esențiale pentru ce înseamnă perioada de programare 2021-2027, respectiv Brexit-ul, martie 2019, termen, și bugetul pe noua perioadă de finanțare. Noi va trebui să fim foarte bine pregătiți, astfel încât să putem să susținem punctul de vedere, bineînțeles, susținuți, așa cum spuneam, de un cadru mult mai larg. Deci, eu... E bine să ne antrenăm din timp, să știm ce ne trebuie și să ne susținem. Ne ajută pesimismul că trebuie să fim foarte atenți și foarte pregătiți, dar trebuie să avem și doza de optimism că se poate și este la îndemâna noastră. E foarte important asta. Și cu cât mai multe voci și cu cât mai multă susținere, plecând chiar de la autoritățile publice locale, de promovat foarte bine, de impact, pentru că, vedeți, se discută de cheltuirea eficientă a acestor fonduri. Și nu atât să bifăm că am făcut un proiect. Și impactul pe care acel proiect îl aduce. Și toți cei care aveți proiecte și aveți proiecte de impact, e bine să le scoateți și să demonstrăm că acest fond de coeziune este, practic, motorul dezvoltării în această perioadă. Eu spuneam cu ani în urmă și mențin această afirmație, cred că susținut de majoritatea primarilor, că fără aceste fonduri europene, bugetul nostru de investiții era tindea spre zero. Da? Deci, practic, tot ce înseamnă investiții în România se învârte în jurul acestor fonduri. Că e program operațional, că e program infrastructură mare, că diverse... De fapt, de drept, ăsta e subiectul de discuții, din câte am înțeles eu la Bruxelles, faptul că, cel puțin pe zona noastră, pe România, statul a încetat să mai investească din fonduri proprii și tot timpul așteaptă să facă investiții de infrastructură de bază din fonduri europene și au spus, de fapt și drept, infrastructura de bază, pentru că ei schimbă regulile, trec deja pe inovare, pe excelență, pe performanță, au deja alte criterii de acum în evaluare. Au spus, serviciile de bază, rezolvați-le voi din bugetul național. Fondurile europene, puneți-le și voi ca o haină de gală. Când aveți nevoie să faceți o chestie mai interesantă, aveți nevoie de sprijin din afară, veniți și luați fondurile europene. Aici trebuie noi să umblăm, de fapt, și mai mult ce spuneați dumneavoastră, da. Să fim în gard și să luptăm. Și, aș vrea să mai puntez importanța parteneriatului cu universitățile, care sunt, cred că suntem conștienți de faptul că atât noi avem nevoie de expertiza universităților, cât și universitățile au nevoie de un partener în zona aplicată. Este foarte important legat de învățământ ca după sau pe perioada studiului și după absolvenții să se regăsească în proiecte concrete și nu doar teoretice. Este, cred, modul de a conlucra în perioada următoare și mulțumesc frumos. O veche colaboratoare și prietenă a Moineștiului, doamna conferință. Mulțumesc. Noi suntem bucuroși să ne alăturăm și să sprijinim tot ce se întâmplă în asociația Monpesa și nu numai, știți bine că am colaborat și ne-am întâlnit și cu alte ocazii. Legat de fonduri, chiar mă gândeam, apropo de ce s-a emis de la Bruxelles, că necesitățile de bază trebuie satisfăcute prin bugete proprii naționale. Da, dar dacă acestor necesități de bază vi se bagă o nuanță inovativă, cred că se încadrează și pe ceea ce aspiră pe criteriile noi ale Uniunii Europene. E adevărat că ne-am luat un pic în urmă și noi încercăm acum, ca universități, ca, eu știu, mediul academic, să sprijinim orice inițiativă a dumneavoastră. Știți că s-a discutat un pic de o propunere de proiect, am să o las întâi pe doamna Arbeanu să spună câteva cuvinte, doar atât mulțumesc că m-ați invitat. Sunt curioasă să fiu colaboratoare și sper și prietenă în scurt timp cu cei mai cu care am avut cunoștință acum. Aveți disponibilitatea noastră și vedeți că răspundem prezent. Mulțumesc. Schimbăm atunci Vreau să permiteți să prezint și eu echipa mea. Avem aici alături pe domnul viceprimar de la Stelul Moldova, Beno Nemoraru. Mihaela Vrânceanu este consiliera mea, noua mea consilieră. M-am obișnuit ca tot timpul să vin cu oameni noi și sper să nu fie asta o problemă. Vasile Popa este actualul membru Asociația Monpesa, reprezentantul stănicului în asociație.
Și Georgiana, cea din urmă, ca și cea din zi, Georgiana Teodorescu este artista noastră. Georgiana a coordonat proiectul în context și am invitat-o, are o asociație și am invitat-o aici cu scopul de a cunoaște asociația noastră și eventual de a își exprima o părere la un moment dat despre cum se poate lega această artă de zona noastră. Și mulțumesc pentru că mi-ați dat voie să mă rog eu pe la echipa. Da. Îi lasă să prezintesc. Mai bine. Doamna Corina spună deja niște știm domenii. Au urmărit subiectul mobilizantă de la început. Corina, să vă spun că îți vieți de la primăria de Buona și reprezentat de Comisia de Cenză la Comestă. Ca o rofrei inspector la primăria de Buona și sunt vicepreședinte la biroul de turism și sunt vicepreședinte. Non-pest, reprezentantul. De la Măgireș mai avem. Domnul primar este plecat din zonă și a trimis, vă rog să vă prezint. Și eu vă sunt aici. Reprezentat, domnul primar a venit. Eu de data aceasta n-am mai putut să fiu echipa. Am ajuns eu. Da, astăzi, ca să vă spun sigur, este pentru prima dată când ne vedem la această formație. Primăria mai fost reprezentată de doamna viceprimar. Da, tot timpul. Da. Astăzi vin eu. Da. La întâlnirile astea. Începem să o să vin și eu cu echipa, să promit, da, la viitoare. Avem și un musafir care astăzi a sosit la mâine și dacă tot a sosit, l-am invitat aici și la sfârșit o să ne facă o prezentare a ceea ce reprezint. Numele meu este Marius Fădureanu, reprezint firma Philips Lighting, am venit pregătit pentru ceva, dar o să încerc să mă adaptez și să vă prezint și din la voastră tuturor soluțiile inovative Philips, care se încadrează și îmi pare bine că a tot în discuție zona de fonduri europene, pentru că e vorba de utilități și nevoi actuale, dar au componenta de inovare care permite să vă ajute să accesați fonduri europene. O parte dintre dumneavoastră mă cunosc, o să ne cunoaște în banii ăsta după aia cu toată. Mulțumesc, mă! Mulțumesc! Da, vă dorim! Până, deși ne vedem după mai multe întâlniri în care ne-am tot consultat, am lansat principii, idei, discuții, am avut fiecare de data aceasta, putem să trecem la fapte concrete, tocmai pentru că, de curând, am primit sentința cu judecătorească pentru constituirea Montesa. Și o să rog puțin pe doamna Madalina Berlău să ne spună puțin concluzia legată de această formă juridică pe care am obținut-o de curând. Da. Bună ziua! Așa cum ați mandatat dumneavoastră prin hotărârile consiliilor locale partenere, am fost desemnat să obțin această personalitate juridică pentru asociația Montpesa. Deci am întreprins demersurile necesare, a fost depusă documentația care a stat în consultare și semnată de toți partenerii la judecătoria Moinești, instanță competentă să soluționeze această înscriere, această acordare de personalitate juridică. În 12 iulie s-a întâmplat depunerea acestor documente. În data de 25 august, instanța s-a pronunțat printr-o încheiere privind acordarea personalității juridice. Această încheiere a devenit definitivă în data de 5 septembrie. Ulterior acestei date, am inițiat demersurile juridice necesare în vederea înregistrării fiscale a acestei asociații, depunând documentația la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Certificatul fiscal ne-a fost emis în 14 septembrie 2017. Odată cu obținerea acestui certificat de înregistrare fiscală a asociației, am deschis conturile acestei asociații la Unicredit Bank. Sunt deschise conturile asociației și cu această operațiune s-a finalizat înregistrarea. Pentru că nu e chiar
foarte bine fixat în programul mare. Deci în programul operațional capacitate administrativă există niște obiective specifice. Ne-am dus pe cel care s-ar potrivi cel mai bine inițiativei acesteia și bă, din indicatori, cam câte proiecte ar aștepta ei și ce sumă au disponibilă pentru numărul acela de proiecte, ne-a dat undeva un 360.000 de euro. Nu știu dacă este un astfel de proiect, atât ar costa. Nu știu dacă este, dacă va fi așa sau nu va fi așa, dar putem să avem cât de cât o dimensiune. Din ceea ce știu eu de la partenerii noștri din proiectul RITRACE, de la Politehnica din Torino, o parte dintre dumneavoastră deja i-ați cunoscut în vară, ei spuneau că studiul pe care ei îl desfășoară în mod normal în universitatea lor se întinde undeva pe 3 ani de zile și ar costa cam 200.000 de euro. Acum înseamnă că banii ăștia ar putea să ne ajungă pentru un astfel de proiect. Comparativ cu ce ni s-a cerut, că îi luăm pe ei, nu știu, pe parte de consultanți, oricum astea sunt decizii pe care le luați dumneavoastră în cadrul. Deci, în orice formă vom lucra. Noi încercăm să dezvoltăm această competență de evaluare a teritoriului și de identificarea potențialului teritorial la noi în regiune și Universitatea Vasile Alexandrii s-a arătat deschisă de a prelua astfel de metodologie și de a crea competența la noi în regiune, astfel încât atunci când vom avea nevoie de specialiști în analiza teritoriului, în stabilirea potențialului, în stabilirea conexiunilor la nivel de sectoare de activități economice, avem specialiștii noștri, nu mai merge. Primul proiect pilot al lor să fie acesta. Asta ar fi fost. Deci o să fie oricum o activitate de învățare atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi, cât și pentru Universitatea din Bacău, toți împreună și în același deci, timp. Deci suntem obișnuiți că tot timpul trebuie să învățăm, tot timpul apar lucruri noi și noi trebuie să ne adaptăm, mai ales că formăm, să zicem așa, tineri specialiști. Din ce am discutat, mi se pare foarte interesant, mi se pare deosebit de interesant să valorifici și într-un mod ingenios potențialul existent și poate neglijat al zonei. Ideea de economie circulară este mai veche. Dorința de a o aplica în zona Asociației Montpeza pe noi ne bucură. Nu vrem să credeți că o să ne facem mâna pe dumneavoastră. Oricum rezultatele o să fie discutate oricum în comun. Va fi nevoie de un efort. În momentul în care lucrurile se vor clarifica, se va demara, noi o să colaborăm cu asociația ca să scriem proiectul. Dacă lucrurile vor merge bine și proiectul se va finanța, sigur că Universitatea o să aloce toate fondurile necesare. Eu chiar înainte de a veni, cu o zi în urmă, m-am întâlnit cu domnul rector și știe ceea ce trebuie să știm ca să-și acorde susținerea, pentru că a face o evaluare a potențialului economic, a resurselor, a modul în care aceste resurse sunt valorificate, sunt distribuite, da? În ce măsură produsele secundare pot constitui resurse pentru alte industrii sau pentru alte, eu știu, mici afaceri care nu sunt deocamdată identificate, este o muncă destul de amănunțită și de laborioasă. Vedeți că cei din Torino au zis 3 ani. Sigur că noi, mă rog, să sperăm că ne mobilizăm, mai repede, că eu zic că suntem obișnuiți să lucrăm așa în regim mai pompieristic. Sigur, vom implica studenții, dar în mod cert o să avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, autoritățile locale, pentru că trebuie să ne bizuim pe informațiile dumneavoastră. Ei vor merge pe teren, vor colecta date de la fiecare. O să vedem că va fi sub forma unor, că implicăm studenții direct, bine, vor trebui coordonați de profesori și de fiecare localitate vor trebui, mă rog, să aibă și o autorizație, să zic, din partea dumneavoastră ca să meargă pe teren, să chestioneze, adică trebuie să respectăm toate formele legale, să nu există nicio situație neplăcută de nicăieri. Am înțeles că Montpesa, pentru mine lucrurile sunt un pic mai noi, să zic, așa că am de vreo 2 săptămâni noi tot discutăm. Vă orientați în primul rând spre turism, cam ăsta este scopul asociației și iarăși cred că este un lucru foarte, foarte bun, pentru că mi-am mai lucrat cu alte zone din județul Bacău, mai puțin cu zona dumneavoastră, care este, trebuie să recunoaștem, mai binecuvântat așa și în ceea ce privește relieful și în ceea ce privește resursele. Deci partea de turism chiar trebuie conservată, trebuie dezvoltată și cu grijă, mă rog, pentru conservarea mediului. Acum, asta nu vreau să țin aici să mobilizez, să zic, știți că dezvoltarea durabilă se bazează pe cei 3 piloni, dezvoltarea economică, socială și de mediu, da?
Ei, abordând sistemic și implementând în zona aceste concepte, eu cred că va rezulta un lucru foarte frumos. În schimb, va trebui răbdare și din partea dumneavoastră, numai după că trebuie să finalizăm, să închidem acest studiu, care va fi laborios. După ce se vor identifica noile oportunități de afaceri, sigur că vor trebui aplicate proiecte pe finanțări directe, punctuale, pe fond de dezvoltare rurală sau ce, chiar pe finanțări europene, că sunt și acolo am văzut, ca să le puteți, să le, mă rog, să se realizeze ceva concret, să nu rămânem la nivel de studiu. Și apropo de ceea ce a zis domnul ministru, m-am uitat tot în ideea de a căuta surse de finanțare pe programul Orizont 2020 și am văzut că la ora actuală, față de, știu, acum un an și ceva, sunt mult mai puține apeluri și deschise și în pregătire. Noi vorbim de Orizont 2020, că este program pe care noi, în general, universitățile activăm pe partea de cercetare. Și chiar parcă m-am îngrijorat, că erau câteva pagini întregi și acum am văzut puține deschise și puține care se anunță că vor fi deschise. Sperăm spre sfârșitul anului să mai apară ceva, pentru că erau și acolo niște programe care permiteau dezvoltarea unor modele de business în mediul rural. Și cred că erau niște ferestre unde puteau intra anumite proiecte și din zona dumneavoastră. Ok. Aveți toată disponibilitatea, vă rog oricând să ne adresați întrebare, să ne trageți de mânecă, dacă credeți că am adormit, nu adormit, dar ne șalim celelalte componente. Vă rog, da. Nu știu, voi spune că un primar mai nou venit, așa trebuie să vorbească mai mult. Și aș vrea să confirm astăzi acest lucru prin mesajul meu. Mi-aș dori, noi ne concentrăm pe o posibilă finanțare. Până atunci, asociația noastră cred că ar trebui să lucreze foarte mult, în sensul în care oamenii care ne reprezintă aici să aibă o solicitare de la o fișă în care să bifeze toți factorii actuali existenței în comunitățile noastre. De la firme, de la ONG-uri, de la alte structuri, GAL-uri și alte structuri care funcționează, ființează, astăzi funcționează, și contactele lor și, bineînțeles, obiectul lor, ce fac. Intrăm în sfera activităților imediate. Da, așa mea. Pentru că, oricum, ele vor fi necesare. Dacă îmi permiteți, domnul primar, noi lucrăm la o astfel de fișă care ar trebui făcută, adică încercăm să o structurăm și lucrăm, oricum, pentru proiectul acesta care pe POCA, pe care se intenționa, oricum trebuie bine documentat, deci trebuie să arăți precis ce potențial ai, metodologia. Bun. Eu n-aș vrea să rămânem, asociația să rămână la POCA, pentru că avem foarte multe nevoie de, pe problematica de locuire, avem pe problematica pe mai multe. Și atunci asociația, nelimitându-se strict la proiectul acesta, la finanțarea asta, mi-aș dori, dacă se poate, să pornim cu abordare la alte, inclusiv, mi-am notat aici, noi am pornit această asociație 7 primării. Eu cred că ar fi de interes să invităm, să analizăm oportunitatea de a extinde ca membri în asociație sau ca parteneri. De data asta, mă uit la doamna Demnău, juridic, dacă puteți ne luăm parteneri pe anumite proiecte, în așa fel încât abordarea să nu se limiteze doar la, pentru că MOPESA este bazin de droturi, să nu se limiteze doar la cele 7 localități. Și referitor la ce spunea domnul ministru al turismului la ultima întâlnire pe care am avut-o să știu să prezint la PNA, când au pus în dezbatere legea turismului, spuneau de o încurajare a organizației de management a destinației. OMT, renumit OMT. Bine, noi la... Care funcționează, am văzut, de exemplu, la Vihor, de bine la Mare. Poate că MOPESA ar avea posibilitatea să fie OMD-ul nostru al stațiilor turistice. Nu știu. Dar, apropo de asta, noi avem astăzi mai multe nevoi. Trebuie să le identificăm. Și treaba noastră la MOPESA este să identificăm aceste nevoi, nelimitându-ne. Cu același drum poți să identifici mai multe nevoi. O nevoie a noastră, asta, Nicu și Atâlbun, este această cercetare din care să reasă avantajele noastre pe care să le punem pe masa potențialului investitor. De ce el trebuie să facă un cămin de bătrân la Slănic sau la Tupopla? Sau altceva, nu știu. Pentru că acolo este aerul, este apa, este salină. Și toate astea trebuie certificate. Noi încă suntem în faza în care nu avem o cercetare pe
pe aceste, au făcut comuniștii atunci și le-au dovedit, dar după 1989 nu mai există documente care să certifice acest lucru. Dacă asta este nevoia, ne putem simultan gândi la mai multe linii de finanțare, la mai multe culoare, la mai multe, poate unele le finanțăm noi din cei 50 de bani sau cât ne propunem noi să dăm acolo, că nu sunt pentru chestiile astea statistici sau ceva, nu sunt nevoi foarte mari. Și... Deci, dumneavoastră, propuneți ca evaluarea aceasta sau radiografia comunităților să cuprindă, practic, să fie un obiect permanent al Asociației MOPESA, dar inițial o inventariere a tuturor, repet, ONG-uri, gazuri, lasă că intervin. Eu știu că Mudeștiu are o strategie de dezvoltare și mai avem identificate aceste probleme, aceste soluții găsite și proiectate până... Sunt convins că și Târgu Ocna are și celelalte localități. Deci avem o bază de plecare. Cine nu are strategie, atunci e clar, acolo munca este puțin mai amplă. Dar haideți să plecăm de la strategie. Care sunt niște documente asumate pe postările de Consiliu. Are o strategie scrisă sau nescrisă. Problema este să ne pui pe un tabel, să le bifezi la fiecare localitate și să vezi cu cine lucrezi. Uite, noi avem de două luni sau de trei luni a apărut Asociația de Georgiani care se gândește să dezvolte un gen de activitate în zonă. Mai apar altele, au mai dispărut, adică Habitat for Mantis, pe exemplu, care are o problemă, are o acțiune pe mai multe. Ele ar trebui nu numai nevoia, ci și factorii implicați la momentul acesta în rezolvarea problemelor. Și să încercăm ca aceste proiecte să fie... Deci ca să aveți un proiect, trebuie să aveți o analiză inițială. Pentru că pe parcursul implementării proiectului trebuie să ai măsura progresului. Exact. Nu poți să te raportezi, nu poți să demonstrezi progresul dacă n-ai început. Ca să ai începutul, trebuie să fixezi viziunea. În fixarea viziunii, pentru că trebuie să știi unde să te duci. Că nu știi cum ajungi acolo, nu știi. Dar trebuie să știi unde să te duci și ce, unde te duci și ce vrei să ajungi. Pleci către viziune. Dar ca să ai viziune asumată, și dumneavoastră aveți o responsabilitate majoră pentru 7 localități, o viziune asumată, asta înseamnă să ai acordul tuturor actorilor, cetățeni, mediul economic, educație, deci nu, noi acum în ADR Nord-Est operăm foarte mult cu conceptul quadruplu helix, care înseamnă privat, public, ONG, educație. Educație și învățământ superior, cercetare, dezvoltare, inovare. Deci toți cei 4 piloni trebuie să își asume viziunea dumneavoastră. Ca să își asume viziunea dumneavoastră, am aflat de la Liblian, acum au făcut ei, au început acum 10 ani. Au făcut consultare, platformă de consultare publică și acolo fiecare și-a enunțat nevoia și interesul. După ce le-au adunat pe categorii, pentru că au fost mulți contributori și au fost foarte bine, după ce le-au categorisit, interesul comun a devenit obiectiv al viziunii. Obiectiv în viziune. Așa au reușit să-și strângă în jurul lor și cetățenii, și firmele, și universitățile, și centrele de cercetare. Toți lucrează pentru același scop, pentru îndeplinirea viziunii. Deci, în primă fază, trebuie să vă gândiți, aveți deja o viziune, dezvoltarea turismului pe principiul economiei circulare. Mai formulăm, mai reformulăm, ne mai gândim. Dacă e bine, e bine. Dacă nu e bine, cum? Dar asta trebuie făcută numai în acord cu cei care vă susțin. Dumneavoastră ați avut campaniile electorale, ați luat contact cu foarte multe persoane. Știți, deja aveți niște idei. Știți cu ce se confruntă oamenii. Trebuie să aveți viziunea, deci ceea ce vă propuneți acum cu economie circulară și design sistemic nu are rezultat imediat. Vă spuneam, Liubliana a început acum 10 ani. Abia acum este model, după 10 ani. Și ei au spus că s-au bucurat foarte tare de dimensiunea mică, pentru că le-au oferit universităților un spațiu de joacă unde să-și testeze teoriile, suficient de mic cât se poate să regleze fin orice intervenție au avut-o. Trebuie să plecați
Deci, peste tot pe unde am văzut metodologia aplicată, trebuie să plecați de la o foarte bună conștientizare a cetățenilor și a celor patru tipuri de actori. Oamenii trebuie să știe ce înseamnă pentru ei economia circulară. Înseamnă că tu iei produsul și designul sistemic, pentru că mă întorc către proiectul pe care îl implementăm noi. Înseamnă că tu îți iei produsul de la producătorul local, înseamnă că nu mai ai poluare în oraș de la camioane, înseamnă că trăiești mai bine pentru că ai un produs și îl știi pe producătorul ăla și dacă ăla ți-a dat ceva greșit și te-ai îmbolnăvit, te-ai dus și i-ai spus, măi, că poate să fii vecinul tău. Nu e bine, ce mi-ai dat, nu, hai să adaptăm, hai să facem. Na, îl cunoști. La noi în România e și o chestie de asta de face de rușine. Da? Ca să elaborați strategia, aveți nevoie de analiză. Deci așa or să meargă lucrurile. Trebuie să avem viziunea și asociația, deja o avem. Viziunea trebuie conturată. Începerea de finanțare se va spune. Avem nevoie de bani pentru a dezvolta strategia de dezvoltare, cum cere apelul. Pentru elaborarea strategiei. Pentru elaborarea strategiei se face analiza teritorială, se face analiza de impact, se face toată pieptănarea asta. Știm că am făcut strategii. Și strategia vine însoțită de un portofoliu de proiecte. Exact. Cu sursă de finanțare identificată sau de căutat în continuare. Deci asta o să obțineți în urma unui astfel de proiect. Vă trebuie, în schimb, oamenii ăștia care evaluează trebuie să vadă. Și vor să... Pentru ce? La ce le mai trebuie încă o strategie? Că de strategii suntem plini, Dumnezeule. Toată lumea are strategii. Dar de ce mai am nevoie de încă una? A, și de ce trebuie să o finanțezi pe asta și nu pe aia de la Bihor? Pentru că am un caracter inovator la mine. Au vor să facă altceva. Se uită la oamenii lor. Tocmai. Și fac ceva inovativ pentru teritoriul lor. Nu e nimic nou în Europa, pentru că anul trecut, Mădălina știe că am fost la Bruxelles, s-au anunțat câștigătorii de pe acțiuni urbane inovative. Asta care o avem și noi acasă, dacă am luat-o în calcul și pe ea asta. Deci Milano a luat bani ca să creeze lanțuri de aprovizionare scurte, de kilometru zero, de la producătorii locali din zona metropolitană a Milano. Deci ăsta a fost caracterul lor inovativ, punctat cu 40% în grila de evaluare. Că eu am fost foarte curioasă, eu care lucrez pe proiecte transnaționale, am zis, ce mă la 40% inovare? Adică cum? Ce înseamnă inovarea asta? Da. Deci au zis, eu mă întorc la teritoriul meu și eu vreau să creez competențe producătorilor locali să vină să răspundă nevoilor pieței locale. Adică, cum spunea și domnul Baciu, au eliminat platformele logistice, practic, din calcul în multe. Și avem Philips în sală. Philips a vândut la aeroportul și pe lumină. Da? Vindeți lumină, nu mai vindeți becuri. Vine tehnologie. Deci, contează cum îmbrăcăm ideea. Mă gândeam atunci la ce spune. Deci, Milano primește 40% inovativ pe asta, iar noi când am definit lanțul scurt de aprovizionare, da? În 3-2-1 ne-am dus pe infringement. Săptămâna trecută trebuia să fiu la Bruxelles, am trimis secretarea de stat pe cum ieșim din infringement, că am definit lanțul scurt anapoda. Da? Chestie de exprimare. Deci, chestie de exprimare în lege. Și noi suntem pasibili de infringement. Acum că am spus că știți, supermarketurile să aibă obligatoriu minim 50% produse naționale. O prostie! Deci dacă spuneam inovativ, dom'le, vă aprovizionați din zona asta, eram inovativ. Și ne felicitau. Nu ne băgau la infringement. Deci cât de mult contează, asta vreau să spun. Deci trebuie să avem ideile le avem, trebuie să le îmbrăcăm frumos în spiritul... Schimbată perspectiva. Exact. Nu cum vrem noi, așa cum s-a întrebat în 2002. Înseamnă că trebuie să definiți o idee. Partea tehnică, dar cred că la un astfel de început e esențial să luați în considerare un branding regional coerent și consistent. Și acest branding, dacă se face și se găsește resursa de a susține un branding specializat, profesionist, va reuși să speculeze nu numai să evidențieze ce se face, toate proiectele culturale, sociale, economice și așa mai departe, ci chiar să speculeze, pentru că geografia noastră și resursele de aici
ajută foarte tare din punct de vedere estetic. Și dacă vrem să atragem turism la nivel și la nivel internațional, cred că trebuie să ne aliniem și la nivel estetic, de identitate vizuală. Și cred că o astfel de latură ar trebui să meargă în paralel cu toate celelalte pe care le-ați discutat acum și cred că e esențială la nivel de zi de zi. Adică o prezență online foarte consistentă, atragerea, pentru că am uitat aici pe program, pe agenda de la vizibilitate, o pagină de web și niște 6 panouri de promovare, bănuiesc așa pentru fiecare primărie în parte, și etichete autocolante. Părerea mea e că la nivel internațional, dacă vorbim de bani europeni și bugete și târguri de turism și așa mai departe, cred că trebuie începută cu o identitate vizuală extrem de curată și coerentă. Hai să spui, Georgiana, nu știu dacă ai tabelul cu propunerea bugetului în față, tu poți să-l creiei, după ele a trei. Fiecare dintre noi, și că tot am ajuns în punctul ăsta, propun să trecem chiar la activitățile concrete imediate pe care ni le propunem și care implic... Poți să mai intervin o chestie, mă scuzați, după aia intrați în... Apropo de branding, este nevoie de brand, dar trebuie din nou să vă gândiți că brandul trebuie să-și-l asume toată lumea. Brandul este obținut în urma analizei, pentru că trebuie să identifici valorile comune. Valorile comune, pentru că oamenii trebuie să adere toți la aceeași valoare. Dar în unica din cele 7 dintre biserică. Cum sunt scoțienii zgârciți. Ei știu că sunt zgârciți, este o valoare, o recunosc tot și o asumă. N-au nicio problemă, e a lor. Poate să fie de bine sau poate să fie de rău, orice valoare îți dă analiza după aia. Logo se poate face. Deci logo se poate face, dar... Deci vorbesc în foarte strategie de exemplu care să ajute să creăm, de exemplu, niște produse de zonă. Așa cum știm că a fost faimos... Dar trebuie identificate produsele înainte. Păi, asta sigur, nu, sunt de acord, absolut, dar toate lucrurile astea trebuie făcute coerent și sub aceeași umbrelă. Exact, după aia trebuie găsit identitatea comună părtașului. Inclusiv în statutul nostru am trecut că va trebui să ne definim o strategie. Strategia asta cuprinde un regulament de organizare funcțională și o strategie a noastră, o perspectivă, pe care o putem face împreună, noi, operativul. Și acolo putem defini ce facem pe parcurs vis-a-vis de branding. Dar, având în vedere și caracterul financiar și aspectele de natură financiară care trebuie luate în primul rând în seamă când pornim la drum, primul pas conține exact ce spui tu, Georgiana, branding-ul și promovarea, mă uităm la capitolul bugetar, promovare, și exact la același lucru ne-am gândit. Pornim cu pașii mici ca să putem susține, bugetar e încărcarea cea mai mare pe dacă ne uităm, din tot bugetul nostru, mic de altfel, dar pornim cu el ca să fie sustenabil, avem mai multe simulări. Promovarea cuprinde materiale și elemente de vizibilitate care sunt create la început pentru a fi valabile mai mult timp. Deci nu ne-am aruncat la pliante broșuri care se consumă repede, haideți să facem întâi să ne vadă lumea, să ajutăm lumea cu etichete, montese, puse pe tarabele băbuțelor care vând lapte și murături, că îi susținem pe ei. Și cei în mentalul colectiv se va crea acest și o idee la care susținută de către și Ramona și toată lumea discutând asta ar fi un prim pas să vadă că da, uite, autoritățile susțin. Dar mă duc să cumpăr de la ea, de ce nu? Și o încurajez în acest sens și vizibilitate și realmente poate îi vă crește vânzările acelei femei sau acelor femei. Și pe de altă parte elemente cum spui tu de natură a transmite electronic toate aceste, da? Adică o pagină web, ne-am gândit o pagină Facebook care este gratuită, web-ul costă mai mult. Nu e gratuit Facebook-ul, trebuie să-l și promovezi și e bine să bugetăm ceva. Să bugetăm ceva și o punere de un euro pe locuitor, în funcție de numărul de locuitori.
După statistică, direcția de statistică, în urma recensământului de 2011 aici. După recensământ, am luat, dar chiar și așa, vă rog, domnii primari, uitați-vă bine la cifrele acestea, dacă sunt corecte, sunt cele din... Propuneam de bani. Propuneam un leu pe cap de locuitor și am făcut și un buget aici. Dorințele sunt mari, dar... Da, contribuție mică, asta e românească, să dai puțin și să obții mult. Da, să înțelepțe la nicio. Eficiență maximă. Știm că toate primăriile acum sunt puțin... Trebuie să voteze. Hai să ne așezăm pe structură. Este vorba de bugetul pe anul 2018 și am considerat noi că e bine să stabilim și un grafic de plăți pentru asta. Și am spus că o parte, 60-70% să plătim în trimestrul 1 pentru a iniția cheltuielile imediate. Atunci sunt și bani la buget, ca să fim corecți, da, că știm, ca să... Și partea aia, aia ori 30-40% să fie în trimestrul 2, ca să ne putem administra. Eu propun să facem un joc de investiție pe două luni anul ăsta. Nu, deci bugetul e pe 2018. E pe 2018, e bugetul anual. Dar să luăm și anul ăsta un procent mic, 100 de lei, 500 de lei. Dacă noi facem plăci în luna ianuarie, haideți să facem atunci în luna ianuarie, bugetul poți cheltui până la 21% din bugetul trecut. Deci se pot face plăci și încasările sunt mai mari în prima perioadă a anului. Da. 1 este bugetul. Și bugetul la... Da, îmi permiteți o concluzie scurtă. Există și pe ordinea de zi unul din puncte, este acela prin care noi trebuie să, adică dumneavoastră trebuie să stabiliți cum va fi angajat directorul executiv și aparatul tehnic. Deci fără un aparat tehnic noi nu putem discuta de niciun fel de alte activități administrative. Ori acest aparat tehnic, odată angajat, chiar cu o fracție de normă de 2 ore pe zi, implică o cheltuială, care în acest moment nu există în contul nostru al asociației vreo sumă disponibilă care poate să acopere vreun fel de cheltuială de personal. Un director executiv cu o normă de 2 ore și contabilul care externalizat. Contabil externalizat. Asta am propus noi, dumneavoastră, puteți să propuneți altceva. Ne-am gândit la o soluție. Aveți o persoană la care v-ați gândit? Da, ne-am gândit pentru director executiv, realmente la băiatul ăsta, când e un profesor. Deci prezintă teza de doctorat. Care ne-a invitat la Cluj. Da, de la Cluj. Doctorat de turism. După aia persoana de... Nu, eu iarăși vin. Pot să-l preiau și la mine la cabinet cu câteva ore, da, să-l susțin financiar, să-i completez venindu și câteva ore să fie aici. Deci am această posibilitate, de-aia am intervenit direct. Punctual. V-a spus, vreau să mă implic. Mi se pare cea mai... Da, am trecut și de perspectivă. De perspectivă, lucrul și de pe care îl simt acum. Da? Da? Dar nu, avem o problemă aici. Dacă îmi dați voi, eu n-am voie să votez. Avem aici reprezentanții noștri. Nu, dar în adunarea generală, da. Sigur că da. În Consiliu, domnul președinte aici. OG 26 spune, în Consiliu director nu pot fi persoane de conducere. Nu fi generală, primarul și reprezentantul primăriei. Nu, doar primarul, pentru că... Dar acționar. Doar acționar. Îți zic bine, domnul președinte. Da. Prima propunere 1. Da. Prima propunere 1. Și repet. Rămâne 1. Rămâne 1. Primării, da? Da, cine s-a împotrivit. Domnul primar, eu am votat pentru 1, da? Hai să trecem și la organigramă. Spuneam de a identifica persoana și de a-i... Lăsați persoana, organigramă. Da, dar asta vorbim postul de persoană. Dacă de sacina președintele... Am considerat că a studiat materialul. Nu studiat, am văzut pe ore, pe minute, pe tot ce am văzut. Dacă sunteți de acord cu această organigramă, dacă aveți... Da? Cine este pentru? Mulțumim. Poate vă abținem de sânt. Ce fac pe ele? Deocamdată nu-i cazul. Deocamdată o organigramă au dat... E cazul să ai contabil din prima zi. Da, bine. Și a angajat directorul executiv cu 2 ore de organigramă. Activități până ne dăm seama pe cine și cum suntem angajat. Ca Excel. Dar directorul executiv esențial, cineva, un fix care să știe despre ce vorba propoziție. Să fie pe turism specialist. Da.
Bun. Și... În da. Proces verbal al ședinței de astăzi, așa, treceți că s-a aprobat organigrama și angajarea directorului executiv, contabilele externe, notați, și că el nu are voie să facă angajări fără să consulte adunarea națională până când, sau Consiliul de Administrație. Și atunci nu mai poate crește numărul de angajați fără control. Există un risc să angajeze. Deocamdată Consiliul de Administrație e sinonim cu adunarea națională, dar adică ca număr de membri. Ca număr, dar nu de persoane, sunt aceleași persoane. Nu sunt aceleași persoane. Domnul președinte, trebuie să convocați membrii, da? Da. Eu să convoace. Da, am supus. Ba da, am votat. Da, am supus. Eu am votat organigramă. Iar iese de altfel în listă. Am votat organigramă. Iar iese și din statul, dacă citim, eu așa am luat. Bun, organigramă s-a votat. S-a votat, s-a votat și organigramă. Da, trebuie să inițiem cu toții un proiect de hotărâre, să o supunem aprobării Consiliului Local cu această cotizație. Da. Bun, ne dați formatul și noi îl aprobăm la... Da, o ședință până... Da, da, trebuie să vină în câteva aprobați-l astăzi și semnați hotărârea. A noastră, dar trebuie să mergem către Consiliul Local după aceea. Cotizația trebuie aprobată în Consiliul Local. Astăzi emitem hotărârea astăzi aici. Pentru cotizație. O punem ca hotărâri separat sau prindem un buget? Facem hotărâri separat. Hotărâri separat. N-am făcut la toate asociațiile, la fel. Hotărâri la luna noiembrie. Doar pentru anul 2018 sau și pentru 2017? Începând cu 2018 sau și cele două luni noiembrie? Și cele două luni, propun eu. Ca să poată directorul să n-ai cum să facă. Nu ai prevăzut în buget, nu ai cum. Când să mai Avem HCL și cotizația anuală la înființare. Astăzi se emite o hotărâre a Adunării Generale. Asta o transmitem către toate primăriile și revenim în hotărâre. Asta înseamnă că 0,5 lei putem să plătim pe 2017 ar trebui. Și pentru 2018 putem să plătim pe 2017. Se modifică articolul. Le avem, dar prevedere bugetară aveți? Doamna, dar nu-i treaba... Dar e treaba fiecăruia. E treaba mea, o rectific acum. Dacă am hotărât în Consiliu, trebuie să duc la îndeplinire. Înseamnă că avem bani și pentru asta, dacă am făcut toți cum am făcut. Pentru ce? Am fost 0,5. Da, pentru ce ceva? 2007, 0,5? 2007.